Viața unei persoane accidentate depinde într-o mare măsură de momentul acordării primului ajutor și de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului. Asta ne face să ne gândim cât de important este un asemenea curs, fiind pregătiți chiar de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, diverse accidente atât rutiere precum și un simplu nec cu mâncare au avut un sfârșit tragic din cauza neacordării primului ajutor din jurul cele mai apropiate persoane în acel moment. Puțin dintre noi avem cunoștințe și abilități pentru a oferi acest suport. Crucea Roșie este cel mai mare furnizor de cursuri și intervenții în domeniul primului ajutor din țară și pune la dispoziția celor interesați astfel de cursuri. Crucea Roșie Română organizează cursuri de prim ajutor de bază. Ce înseamnă asta? Să ne pregătim, să știm să acordăm primul ajutor înaintea sosirii personalului calificat, ambulanță, smurd. De ani de zile, cel puțin de 19 ani, organizez eu aceste cursuri, avem foarte buni formatori pregătiți care le predau, medici, instructori. Cursurile se fac pentru persoane fizice și persoane juridice la solicitare către filială. Persoanele juridice pe bază de contract de prestări servicii, la persoanele fizice tăiem chitanță. Cursul este cu plată. Am primit foarte multe întrebări de acest gen. Nu e exagerat de mult. Este 150 de lei per beneficiar. Iar pentru elevi 75 de lei. Cursurile sunt furnizate de medici sau instructori atestați ca formatorii de prim ajutor de bază. Cursul de prim ajutor se finalizează cu un examen în urma căruia se primește certificat de absolvire și legitimație care confirmă că persoana este instruită să acorde primul ajutor. Sunt anumite activități economice, le-a zice, în primul rând, unde sunt cu riscuri de accidentare. La cursurile pe care noi le derulăm, ne camaxăm axăm pe specificul activității fiecărei grupe de cursanți în parte. Cursurile, durata, este de 6, 7 ore, nu e bătut în cuie, 6 ore, să știe toată lumea să lucreze pe păpușii și să acorde primul ajutor. Membrii acestei organizații din Mehedinț au desfășurat de-a lungul timpului activități prin care au organizat cursuri gratuite în mai multe hipermarketuri din municipiul Drobeta Turno Severin. O să ieșim iară în cele două hipermarketuri pentru că pe această perioadă noi nu am ieșit, că venim și în sprijinul cumpărătorilor Cine dorește poate să învețe chiar acolo pe loc de la voluntarii uh, Crucii Roșii, de la elevii noștri desăvârșiți care iacătă au adus atâtea premii și vreau să vă spun că sunt foarte mulți mediciniști care au terminat care sunt în curs, cel puțin de când sunt eu directoare, care lucrează în zmurt, deci de mici au însușit această activitate. Cunoașterea primului ajutor este o responsabilitate civică. Viața unei persoane accidentate depinde, într-o mare măsură, de momentul acordării de prim ajutor și de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului.